Mâncarea are un rol foarte important în viața noastră și nu mă refer la ea ca la un act fiziologic. Tot ce se întâmplă în viața noastră are legătură cu mâncarea. Dacă vrem să recompensăm pe cineva, dacă sărbătorim pe cineva, invităm la masă. Avem nevoie de mâncare sănătoasă, dar și mâncare gustoasă. Pentru asta, natura ne-a dăruit condimentele. Acest buchet de arome, dulce, sărat, acru. Toate acestea au, să știți, și rol terapeutic și depinde cum le folosim în mâncare pentru a fi și sănătoși, nu numai să ne bucurăm de gust. De aceea, am invitat-o în această seară pe Alina. Bine te-am întâlnit, Iran. Alina, hai să povestim un pic de condimente, despre cum le folosești tu și eu am să-ți spun poate câteva trucuri, ce rol au și pentru sănătatea ta. Bine. Alina, tu folosești ce condimente în general? Da, pot să spun că folosesc condimente. Văd că ești mai tânără și nu știu cum te descurci tu în ale bucătării. Mă implic cât pot de mult, încerc să gătesc și da, folosesc condimente. Îți plac gusturile? Da. Să știi că mâncarea este foarte importantă pentru noi oamenii dacă și simțim ceva. Ne dă o stare de plăcere, de bună dispoziție. Așa este. Dar mulți nu se gândesc că poate acel condiment pe care l-au pus, poate acea senzație plăcută pe care au avut-o, are și un rol pentru sănătatea lor. Eu, în această după-amiază, aș vrea să ridic la fileu câteva condimente pe care eu le-am îndrăgit în ultimul timp și știu că au mare importanță în sănătate. Turmericul, de exemplu. Sincer, până acum nu am folosit turmericul, doar am auzit că are un gust amar. Așa este? Da, are un gust amar. Nu pot să zic că are un miros extraordinar. Dar eu sunt extraordinar de încântată de ceea ce poate face turmericul pentru noi. Turmericul sau rădăcina de turmeric este folosit în medicina orientală de peste 5.000 de ani și are efecte terapeutice benefice. Mă refer că este un puternic antiinflamator, unul din cele mai puternice antiinflamatoare. Deci foarte bun pentru dureri, foarte bun pentru cei care au reumatism, foarte bun când suntem bolnavi. Da, într-adevăr, are un gust amărui. Eu am să-ți vând un pont ca să îl poți folosi pentru alimente. Este bază, de fapt. Nu este un condiment propriu-zis. Scoate în evidență gustul celorlalte condimente. Adică dacă tu îl pui alături de orez, da, îl pui cu un pic de cimbru sau eu știu ce alte condimente îți mai plac, scoate în evidență acel gust. Și trebuie folosit într-o cantitate foarte mică. Mai vreau să precizez că acest condiment are o mare putere anticancerigenă. Da, ne ferește de cancere. Blochează formarea tumorilor cancerigene. Tocmai pentru că este un bun antiinflamator și pentru că ajută imunitatea organismului nostru. Deci dacă vrem să ne creștem imunitatea, e bine să folosim turmeric. Ca și doză terapeutică, ar fi vorba de 3 jumătăți de linguriță peste zi. Cum putem să-l folosim? Putem pur și simplu, sunt persoane care și-l pun în shake-ul de dimineață sau în cerealele de dimineață, după cum am spus, nu are un gust pregnant, este ușor amărui. Poate fi folosit, pus la prânz, pe legume, pe carne sau poate fi folosit seara, de asemenea pus pe ceea ce ne pregătim. Deci este destul de versatil. Avem multe alimente pe care unde putem să folosim. Deci putem să-l folosim și în condimentarea cărnii când o facem la grătar sau la... Cel mai bine, carnea pregătită la cuptor, de exemplu. La cuptor. Se poate pune până și pe salate. Deci da, niciun fel de... Totul depinde de gust. Ideea ca acest condiment să fie absorbit mai bine în organismul nostru, avem nevoie de piper. Panalul piper. Deci are o absorție mult mai bună. Condimentul acesta e bun pentru cei care sunt foarte obosiți. Pentru cei care vor să-și detoxifice ficatul. Deci turmericul este un bun curățător, să spun așa, al ficatului. Știm că acum în ultimul timp apar tot felul de cure de detoxifiere, da, a ficatului. Ai făcut vreodată vreo cură de detoxifiere? Da, am făcut o cură de detoxifiere. Și ce-ai mâncat tu atunci sau ce-ai folosit? Foarte multe legume și fructe și dimineața fulgi de ovăz, de grâu, de hrișcă. Pe acele legume să știi că puteai să pui foarte bine turmeric și în momentul respectiv efectul era dublu. Deci uite cât de important este turmericul. Un lucru pe care noi nu l-am știut, nu l-am cunoscut. Eu îl mai folosesc la pacienții care suferă de stări anxioase sau ușor depresive. Există șofranul pentru așa ceva, dar este foarte scump. Și atunci putem înlocui cu turmericul.
Șofranul ieftin, cum îi spun indienii. Mă bucur că ți-am trezit interesul și sper că de acum ai să-l folosești. Cu siguranță îl vei folosi. Pentru că are mare importanță pentru tine. Ești tânără și vrei să-ți păstrezi tinerețea. Desigur. Iar turmericul, de asemenea, fiind antiinflamator, dar și antioxidant. Normal. Mă va ajuta. Îl ai în alimentația ta, te păstrezi mai mult timp tânără. Aș vrea să atrag atenția totuși la persoanele gravide. Poate nu ar trebui să-l folosească atât de des. Și persoanele care au medicație antitrombotică legată de fluidizarea sângelui. Cu mare precauție. Poate ar trebui întrebat medicul dacă se folosește turmeric. Am să trec la un alt condiment pe care ți-l dau ție să-l recunoști. Este scorțișoara. Ei, scorțișoara o folosești? Da, scorțișoara chiar îmi place foarte mult. O folosesc în prăjiturile cu mere, atunci când fac, și în ceaiuri. Îmi place să pun scorțișoară pentru că dă un gust aparte, un gust plăcut, aromat și îndulcește puțin băutura. Trebuie să știm că scorțișoara are atâtea beneficii, că nici nu știu cu ce să încep, crede-mă. În primul rând, pentru persoanele care au diabet, leghează foarte bine glicemia. O linguriță de scorțișoară pusă în ceai dimineața sau în fulgi are efect benefic pe parcursul zilei. Scade pofta de mâncare. Cine are nevoie de reducerea greutății, ar fi bine să folosească scorțișoară. Să știi că o blochează absorbția grăsimilor în organism. Plus că taie senzația de dulce. Eu recomand pacienților mei aflați într-o cură de slăbire o jumătate de linguriță pusă într-o 100 de mililitri de apă și să aștepte 10 minute. Și senzația de dulce a dispărut. Și nu numai senzația de dulce, de a mânca o prăjitură sau o bucată de pâine. Dar e foarte important, pentru că în cura de slăbire ai tot felul de dorințe. De tendințe, da, așa este. Tentații. Da. Mai bine ținem scorțișoara. Sunt specialiști care spun că numai inspirarea aromei de scorțișoară poate opri pofta de dulce. Eu prefer să o punem în apă și să o mâncăm. La ce mai folosesc eu scorțișoara? La persoanele care au viroză. Deci este un puternic antiviral. Și atunci, tu ai zis că bei ceai. Da. Ce ceaiuri îți plac? De mentă, de sunătoare beau, de tei. Dacă ai să faci viroză sau ai să răcești, în acele ceaiuri preferate, poți să pui o lingură de scorțișoară, o linguriță de miere și un pic de lămâie. Și să știi că te tratezi mai bine decât orice alt medicament luat de la farmacie. Natura îți oferă un leac. Scorțișoara, de asemenea, este bună pentru refacerea stării de bună dispoziție. Sau persoanele care sunt foarte obosite. Deci o cură de scorțișoară, timp de 2 săptămâni. O linguriță de scorțișoară luată dimineața, pe stomacul gol. O linguriță de scorțișoară luată seara, împreună cu miere de albine. Se pare că reface organismul. Ne recăpătăm energia. La ce crezi tu că ar mai fi bună scorțișoara? Pentru că ai un păr extraordinar de frumos și foarte bine îngrijit. Mulțumesc. Ajută? Ajută foarte mult. Facem acele măști? Măști naturale. Măști naturale. Cum le creăm? Scorțișoară cu miere și ulei de măsline. Se lasă pur și simplu pe părul uscat, ne acoperim cu ceva, stăm jumătate de oră și părul nostru va fi mai strălucitor și se va reface, mai ales la cei care au probleme cu căderea părului sau lipsa de strălucire. Hai să mai vorbim despre un condiment. Acesta este ghimbirul. Îți place ghimbirul? Sincer, acum îl folosesc doar pentru că știu că este foarte bun pentru răceală și gripă, dar îmi dă o senzație de iute în gât. Parcă mă apasă gâtul când beau ceaiul de ghimbir. Da? Este un antibiotic natural și să știi că face foarte bine gâtului tău. Ideea e și de cantitatea pe care o folosim. Știi că la ghimbir nu trebuie folosit foarte mult. Dar având rol antibacterian, ne ajută să trecem de asemenea peste răceli sau dacă avem probleme intestinale. Deci ghimbirul reglează foarte bine aciditatea gastrică și omoară bacteriile rele din intestinul și din colonul nostru. Eu îl dau copiilor mei. De ce? Pentru că au rău de mașină. Dacă aveți rău de mașină, dragii mei, o bucățică de ghimbir sau un ceai de ghimbir este binevenit. Starea de rău nu o să mai fie. La ce mai recomand eu ghimbirul în afară de a mă bucura de gustul bun? În curele de slăbire.
Dacă facem un ceai, așa cum ai spus, îți place ceaiul, și radem două lingurițe de ghimbir în apă fierbinte, punem deasupra o farfuriuță, infuzie, și bem ceaiul, ajută foarte mult în cura de slăbire. Blochează, ajută digestia? Ajută digestia și arderea grăsimilor. Și așa ghimbirul, cum e el, iute. Gustul lui, unora le place, unora nu. Totul este și de obișnuință. Îl folosesc foarte mult pentru creșterea imunității. Sucurile de măr, morcov și ghimbir sunt foarte bune pentru a-ți crește imunitatea, pentru a avea o sănătate foarte bună în perioada aceasta de iarnă. Tu răcești des? Pot să spun că răcesc destul de des. Ține ghimbirul aproape, ține scorțișoara aproape și nu o să-ți pară rău. Deci sunt mult mai plăcute la gust și organismul acționează mult mai bine sub influența lor decât altor medicamente. Ghimbirul, să știi că are un rol aproximativ egal cu efectul ibuprofenului în sindromul premenstrual. Știu că sunt multe doamne care înainte de ciclu suferă de dureri abdominale sau stări de depresie, dar pentru acele dureri abdominale, ghimbirul este foarte bun. Tot așa, ghimbirul ras, ori în alimentație, ori făcut un ceai, ori amestecat cu miere și cu lămâie. Să știi că poți să spui prietenelor tale că ai găsit un leac mult mai bun decât farmacia naturii. Și pentru că vorbim de condimente, vorbim de gustul bun al alimentelor, toată lumea știe de sare. Și mă întreabă, bun, eu vreau să folosesc sare, dar poate sarea pe care o folosesc eu acum nu este cea mai indicată. Ce alte tipuri de sare pot eu să recomand? Tu ai mai folosit alt tip de sare? Am folosit sare de mare. Ce știi tu de sarea de mare? Că este mult mai bună decât sarea iodată. Da, și nu conține iod. Nu conține iod și are un gust parcă puțin și acrișor. Așa este. Sarea de mare se obține prin evaporarea apei și rămâne sarea de mare. Are foarte multe minerale. De aceea ar avea un atum plus față de sarea noastră obișnuită. Ar fi mai sănătoasă. Dar mai avem și un alt tip de sare. Sarea de Himalaya, de exemplu. Sarea de Himalaya, povestea e că se aduce de acolo de sus, din munți. E o sare care are proprietăți nutritive. Este bună pentru sistemul digestiv. Este bună pentru sistemul respirator. Are această substanță roz, care în principiu ar face bine organismului nostru. Deci decât să folosim sarea noastră obișnuită, putem să încercăm și alte tipuri de sare. Ție ți se pare că condimentele dau același gust bun al mâncării față de sare? Nu. Îți place mai mult mâncarea cu sare? Mi se pare că și sarea are un rol important în condimente, dar poate să fie înlocuită de celelalte condimente. Să știi că sunt țări, și mă refer la Peru, unde se extrage sare și se amestecă cu foarte multe plante medicinale. E o sare terapeutică. Da. Sper că ți-am fost de ajutor și ți-am prezentat câteva lucruri pe care tu chiar nu le știai. Mă bucur foarte mult că mi le-ai adus la cunoștință. Să trecem mai departe și să vedem următorul subiect.